Hello, infiniții mei! A trecut ceva timp de când nu am mai filmat un vlog. Facem astăzi un vlog foarte cerut în vlogosferă, What's in my bag. Am această geantă de la Stradivarius Burgundy și o să vă arăt imediat ce se află inside. Am schimbat și titlul vlogului meu pentru a treia oară. Violet se numește acum vlogul meu. Mi se pare mult mai fancy, mult mai drăguț și mai reprezentativ pentru mine. După micul meu infinit și Violeta mușunoiul Hoton, care era mult prea mult și mult prea lung, de fapt, m-am hotărât la Violet. Sper să vă placă, lăsați-mi în comentarii dacă vă place. Dar de data aceasta nu o să-l mai schimb, o să-l las așa, mi se pare foarte reprezentativ. Recunosc, m-am cumva inspirat din colecția Rendezvous avec toi, avec toi-même, de la Amélie Melon, da? După violetul acesta foarte, foarte intens, care îmi place foarte mult. De aici m-am inspirat și eu la vlog. Dar zic să-i dăm drumul cu gentuța și cu ce se află inside. Am acest insert de geantă, care mi se pare o invenție minunată. Și aici poți avea foarte multe lucruri, poți fi mult mai organizată și iată, o poți scoate insertul și trece în altă geantă și deja ai tot ce trebuie în cea de-a doua geantă, ajungem și la ea, dar deocamdată să vedem ce se află în insertul genții. Păi am un balsam de buze. Este 100% natural și cu gust de ciocolată. Asta îl face foarte deosebit. Când nu mai mănânc ciocolată, e de ajuns să mă dau cu acest balsam și să mă simt deja mult mai bine. De asemenea, Peace and Calming. Am această fiolă de ulei esențial care mă ajută să mă calmez. Eu sunt în general calmă, care îmi dă așa o stare peaceful. Și îmi place să miros câteodată câteva picături, așa că vreau să fiu eu cu universul meu și să mă detașez un pic. De asemenea, am această clamă pentru covrigei sau alte lucruri pe care le mai ronțăi, ca să închid punga și să nu am în geantă firmituri. Nu-mi place în general să am o geantă plină de firmituri. Pun aceste cleme. Cred că mai aveam una la un moment dat. Da, una în mărimea aceasta mică pe roz, pentru pungulițe mai mici și pentru pungulițe mai mari. Bun, ruj 006, cum se numește acesta, e cel de la L'Oreal. Preferatul meu este 007 Say My Name, dar și acesta e unul drăguț pe care ar trebui să-l schimb. E un gen de portocaliu pe care l-am purtat toată vara. Acum trebuie să am nuanțe mai de toamnă, mai burgundy, mai pe aici cu undeva. Bun, cremă de mâini. Două tuburi să-mi ajungă. Una blackberry vanilla și cealaltă cu rose water. Îmi place să folosesc toamna crema de mâini, mi se pare că mâinile hidratate arată foarte bine, mâinile practic sunt cartea de vizită a oricui și da, mai ales toamna și iarna, chiar și primăvara, folosesc multă cremă de mâini. Ce mai avem aici? Un pliculeț de My Green Summer, Eau de Toilette, e de la Yves Rocher, l-am primit. Ojă, o am pe această teracotă de la Guerlain. Este foarte, foarte faină toamna, are culoarea aceasta caldă și îmi place să o folosesc toamna. E o ojă calitativă și care stă mult pe unghii. Bun, încă un ulei esențial, citronela. Acesta cu citricele îmi plac întotdeauna toamna și mai ales iarna și la fel îmi place mirosul acesta citric. Bun. Ce mai avem aici? În partea aceasta o oglinjoară. E foarte glamour așa.
un îngeraj mic care mă ajută pe mine și o piatră, piatra curajului. Cred că în momentul de față îmi trebuie curaj, mult curaj și de aceea o port cu mine. Bun. Inside, înăuntru acestui insert, mai am un mic port machiaj. Am zis ca să nu mai port unul mare și să mă limitez la lucrurile strict necesare. Și ce am aici, o ojă, este aceasta de la Miss Porti Gel. Un ruj, tot așa în nuanța aceasta Grena Burgundy, care e foarte potrivit pentru anotimpul de toamnă. Un mini rimel de la Clinique. Penseta nelipsită. Și un ac de siguranță. Bunica mea zicea că întotdeauna trebuie un ac de siguranță și dânsa-l purta așa aici în piept. Eu nu o să-l port în piept, dar uneori cred că ai nevoie de un ac de siguranță. Ultima oară l-am purtat la o bluză care stătea deschisă așa și mă zbura vântul în toate părțile și am pus acest ac și am rezolvat problema. Deci și un ac de siguranță e binevenit într-o geantă a unei doamne. Bun, și să le punem și la loc și să mergem mai departe. Ce mai am aici? O banală punguță neagră. De prins părul, elastice și cleștișori. Eu îmi prind foarte des părul aici și trebuie să am cleștișori. Dacă se rupe cel din păr, sunt pregătită. Un mini parfum, l-am pe acesta de la Ariana Grande. Trusa mea de la Clinique, aceasta mini. Și ștampila mea. Cred că ar trebui să merg să mai îmi iau la colegiu, să trec la următoarea treaptă, dar nu am găsit încă timpul. Bun, de asemenea, alți mici fluturași și un kit de șervețele din acestea uscate cu care se poate șterge fața. Cam aceasta este cu insertul. Insertul acesta l-am luat de pe AliExpress. Am dat undeva la 3 euro, cred, sau 3 dolari pe el. Și mi se pare foarte, foarte practic, pentru că îl putem muta foarte ușor dintr-o geantă în alta și putem pleca cu kitul la noi. Bun. Dar să continuăm. Ce mai avem aici? Am acest toc de ochelari. L-am cumpărat ieri de la Melimelo, destul de redus, 19 lei. Iar în interior, ochelari de soare. Aceștia sunt, îmi plac foarte mult, au partea aceasta de oglindă, foarte interesanți. Și ghiciți ce, de la 89 de lei au fost reduși la 5 lei, i-am luat de la New Yorker. Și mă bucur în acest sezon de ei. Îmi plac foarte mult, cred că se potrivesc foarte bine feței mele și i-am probat astăzi și pot să spun că nu schimbă culorile foarte tare și asta e un lucru care îmi place. Culorile se văd destul de natural prin aceste oglinzi. Deci 5 lei e o investiție super, super faină. Bun. Ia să mergem mai departe. O agendă, o am pe aceasta Girl Boss, care mi se pare jucăușă și foarte faină. Și când am așa un pic de timp, o deschid, îmi proiectez în general vlogurile mele. Și e o agendă faină. Bun. Am rămas și cu cel de-al doilea toc de ochelari, pentru că pe acesta abia l-am achiziționat. Sunt acești ochelari. Și aceștia sunt tomnatici, îmi plac foarte mult, au chestia aceasta un pic aurie aici, ceea ce îi face un pic festiv și mă bucur de ei în continuare, doar că au nuanța tenta spre galben, iar coloritul de afară se vede mult mai strălucitor prin lentilele acestor ochelari, dar
La fel, îmi place întotdeauna să am toc la ochelari, adică ochelarii și tocul. Acesta e un toc rămas din Summer, din colecția de Summer, dar acum o să-l am pe acesta care e mult mai apropiat de nuanțele toamnei. Bun. Mai departe, o carte, 1001 Ways to Live in the Moment, este o carte care te ancorează în prezent. O carte e în limba engleză. La fiecare pagină găsești ceva drăguț, o imagine, un citat și multe tipsuri care te ajută să stai în prezent. Am și acest semn de carte cu stampuri, cu ștampile, făcut de nepotul meu din Canada, Ștefan. E minimalist așa, dar mie îmi place foarte mult, mai ales că e de la el. Bun. Ce mai am? Un carnețel pe care îmi notez unele lucruri, unele notițe pe care trebuie să le am. De exemplu, am fost săptămâna trecută la Muzeul de Artă Vizuală, am văzut un film și am notat câteva idei despre extremism aici, în acest carnețel. Așa. Cutie de Always. Un penăraș mic cu stensilele mele de scris, pix roșu, creioane, pixuri, stilou, iarăși pixuri, câteva clămițe din acestea pentru birotică, 2-3 rezerve. E colecția mea de pixuri, fără ele nu pot să trăiesc, glumesc. Lucrând în educație, îmi trebuie întotdeauna acest penaraș cu pixuri. O bomboană Raffaello pentru momentele mele dulci, când mi se face foame. Geanta mea e compartimentată astfel, are două părți din acestea foarte încăpătoare și un buzunar de siguranță cu fermoar. În buzunarul de siguranță pun de obicei portmoneul, port cardul, aici am cărțile de vizită ale mele, așa, gumă să fie din belșug, cu aromă de măr, cu aromă de mentă. O altă oglinjoară, una nu mi-ajungea. Bun. Și cam atât aici. Buletin. Așa. Și acest gadget micuț, foarte drăguț. O se prinde așa la masă și se agață apoi geanta. Și un gadget micuț. Se agață geanta așa, se prinde de masă și e un o chestiuță drăguță pentru femei, ca să zic așa. Bun. Deci, cam asta e în geanta mea, cu tot cu insert. Da? Deci cam ce e aici se află în geanta mea. Și am primit și această geantă drăguță, scrie pe ea vegan natural. Deci este natural vegană, n-am omorât pitonul pentru această geantă, lucru care mă bucură. Îmi place și aceasta, urmează să o port, am primit-o cadou din Canada de la sora mea. Și ceea ce e fain este că voi scoate insertul din geanta mea de bază, îl voi introduce aici, împreună cu alte două, trei lucruri care îmi trebuiesc și cam gata. Acest insert mă ajută mult să mă organizez și îmi place această idee. V-am spus, înainte în geanta mea era așa un mic haos. Acum mă simt mult mai organizată cu acest insert. Bun, cam acesta a fost acest vlog de astăzi, primul din gama vlogurilor de toamnă. Sper să postez mai des. Până data viitoare, be happy, be bright, be you. Bucurați-vă de toamnă,
de lucrurile mici, de toate, tot coloritul acesta care este superb în anotimpul de toamnă. Dacă nu v-ați abonat la canalul Violet, vă rog să vă abonați, subscribe, deci apăsați și clopoțelul pentru a primi notificările.